Praga a devenit primul oraș din lume care spune adio reclamelor la croaziere și călătorii cu avionul ca parte a luptei împotriva poluării. Înainte să se oprească avionul la Burduf, toți sunt în picioare și caută bagajele. Ți-a zis pilotul să stai dracu jos și cu stewardesa până se oprește avionul. Dă tot! Fiți atenți! Printr-o hotărâre care ar face orice activist de mediu să-și frece așa mânuțele de bucurie, Consiliul Local a decis că, începând cu 1 ianuarie 2025, nu va mai fi loc pe panourile stradale pentru publicitate la combustibili fosili și servicii care trimit dioxidul de carbon în atmosferă. Băi, extraordinar până unde s-a ajuns! Nu e ca și când lumea n-o să mai călătorească cu avion! Oh my God, dar ce este astea? Oh my God, ce e asta? Asta ceva răzător. Leonie Harrison, o voce a Partidului pentru Animale, care n-am înțeles sincer exact ce legătură are cu schema asta, a declarat că Haga vrea să atingă neutralitatea climatică până în 2030. Și acum vă citez, la cât de serioși suntem cu schimbările climatice, n-are sens să mai promovăm vacanțe care vin la pachet cu tone de emisii de carbon. Așa a explicat doamna. În esență, orașul își propune să fie cool și eco-friendly. Doar că eu mă întreb ce urmează, să interzică reclame la mașini și carnea de vită?